Bună ziua și bine v-am găsit la o emisiune specială care reprezintă o premieră în presa prahoveană. Astăzi, mai multe instituții de presă din Prahova vor difuza această emisiune pe care o urmăriți, care se consideră un manifest împotriva comportamentului de tip interlop, care se întâmplă frecvent în sediul primăriei Ploiești. Această emisiune a fost precedată de un protest al ziariștilor din Prahova, care a fost generat de un incident extrem de grav care a avut loc săptămâna trecută chiar în sediul primăriei Ploiești. Atunci, doi colegi de breaslă au fost înjurați ca la ușa cortului și amenințați cu bătaia de către un individ care este tatăl unuia dintre consilierii personali ai primarului Andrei Volosevici. Până la această emisiune, primarul Andrei Volosevici nu a avut nicio reacție oficială despre acest incident, nu s-a delimitat sub nicio formă de acest incident și acesta este și unul dintre motivele pentru care ne-am adunat astăzi aici. Îi dau legătura, cum s-ar spune, colegului meu, Claudius Dociu, care ne va prezenta invitații. Marius, îți mulțumesc, îi salut și eu pe cei care se uită la noi acum. Asistăm la o premieră nedorită, o emisiune protest a jurnaliștilor din Ploiești. Suntem cumva la kilometrul zero al Ploieștiului, dar nu și la kilometrul zero al democrației, întrucât ceea ce vom relata în această emisiune n-are nicio legătură cu democrația. În democrație se știe că unul dintre principiile nenegociabile este cel al libertății de exprimare. Ori tocmai acesta a fost încălcat în primăria ploieșteană. Vom afla detalii de la invitații noștri și vom afla de asemenea puncte de vedere de la cei care sunt alături de noi, adică de la colegii noștri din presa ploieșteană. Alături de mine Victor Preda. Victor, îți mulțumesc că ești aici cu noi. Victor Preda de la Actualitatea Prahoveană. De asemenea, Daniel Costache, reprezentând Dada TV. Bun venit, Daniel. Alex Călinoiu, bine ai venit, de la Telegrama. Actualitatea Prahoveană este reprezentată și de Sebastian Ignat. Sebi, mă bucur că suntem împreună, nu mă bucură circumstanțele, dar e o altă chestiune. Claudiu Vasilescu, Observatorul Prahovean. Claudiu, suntem împreună și de data aceasta. Cristina Ian cu Știri Actuale. Cristina, bine ai venit. Bogdan Enache, emisiunea Proces Verbal. Bogdan, mă bucur că suntem împreună. La fel Mihai Nicolae, de la Observatorul Prahovean. Harry Ștefan, totodată protagonist al evenimentelor, ca și Victor Preda, dar și reprezentând publicația Necenzurat PH. Și Marius Nica, îți predau din nou legătura. Da, Harry, ai fost primul dintre cei doi, să spunem așa, ziariști agresați săptămâna trecută. S-a întâmplat fix după ședința extraordinară a Consiliului Local Ploiești. Pe scurt, ce s-a întâmplat și de la ce a pornit acest incident? Bun găsit! Vă mulțumesc tuturor că sunteți alături de noi, alături de mine și de colegul Victor Preda. Incidentul care a pornit de la ședința Consiliului Local, acest domn a tot tulburat ședința respectivă cu tot felul de invective, iar la finalul acesteia i-a aruncat președintelui de ședință niște hârtii susținând ceva despre un director dintr-o instituție a primăriei, că ar fi fiul unui turnător la securitate, după care a început să vorbească despre fosta noastră colegă de presă, Simona Uță Popescu, care acum este consilier local, să spună că ea a distrus Ploieștiul, după care a spus că ea și cu Roberta vor ajunge la DNA. Și atunci eu i-am zis, dar care e problema? Și el a început să strige, dar cine ești tu, bă? Și astfel a început o altercație între noi doi, ne-am apropiat. Între noi s-au postat colegul Victor Preda și un consilier local. Conflictul s-a aplanat pentru că acest domn a plecat, a ieșit din sală. Dar conflictul se pare că nu s-a finalizat, el a continuat pe holul primăriei de la etajul 2 unde se ține ședința de Consiliu Local. Eu nu sunt de acord și de-aia și protestez pentru că s-a ajuns la un limbaj foarte grav și acest lucru a fost din păcate întreținut de către primar și bineînțeles lumea a zis dacă primarul face, de ce să nu facem și noi? Mai rău sau mai puțin rău?
Bun, o să te rog pe tine, Claudius, că ai microfonul aproape, să îl întrebăm și pe cel de-al doilea protagonist al incidentului. Personajul respectiv se numește Fernando Scoruș, este tatăl lui Patrick Antonio Scoruș, consilier personal al primarului Andrei Volosevici și metodist la CSM Ploiești și aflat pe lista de priorități pe poziția 10-a pentru o locuință socială a primăriei Ploiești. Vom vorbi despre acest personaj în cele ce urmează, dar înainte, Victor, te rog să ne spui și varianta ta. Și de asemenea, Victor, aș vrea să ne spui și despre incidente precedente în care a fost implicat acest personaj, pentru că nu e o premieră, doar că acum lucrurile au degenerat. Da, mulțumesc în primul rând pentru susținere. Sunt absolut impresionat să văd atâția colegi care sunt alături de noi și până la urmă sunteți cu toții alături de noțiunea de civilizație, de bun simț și de politețe și protestați împotriva unor bădărănii și mârlănii, nu știu cum să le cataloghez altfel, din partea unui personaj care nu este la primul scandal pe care îl provoacă în sediul primăriei Ploiești. Toamna trecută, prin luna octombrie, a fost evacuat tot în urma faptului că a deranjat și a perturbat ședința de Consiliul Local. A fost evacuat din sală de către poliția locală. Înainte de asta au fost cu mult mai multe incidente. La un moment dat a părăsit sala țipând către consilierii locali, mandatul trecut cei drept, țipându-le ce vreți să fac, să vă aștept afară să vă rup gâtul. Citat cât se poate de exact. Ei, acest personaj a participat, deși legea îi dă dreptul doar să asiste la ședințele Consiliului Local, la ultima, la cea mai recentă ședință de Consiliul Local, și spunea a participat pentru că a intervenit de câte ori a vrut, în ciuda protestelor extrem de blânde, pot spune, venite din partea președintelui de ședință. Ceilalți consilieri păreau foarte deranjați, președintele de ședință ceva mai puțin, dar a intervenit de câte ori a vrut. La finalul ședinței a avut loc incidentul despre care a vorbit Harry. Eu am ieșit pe hol, crezând că totul s-a liniștit. Acolo am fost interpelat de domnul Scoruș, băi observatorule. I-am spus, folosind cel mai politicos și corect ton, spunându-i, domnule, nu lucrez la Observatorul Prahovean și nici nu ne cunoaștem, așa că vă rog să nu ne vorbim cu băi, nu vă permit. S-a supărat și mai tare, mi-a mai vânturat câteva nume de publicații, spunându-mi că am scris colo despre el, colo despre el. I-am spus, domnule, vă rog frumos, nu ne cunoaștem, n-am scris niciodată despre dumneavoastră, dar nici nu vă permit să ne tutuim, pentru că nu suntem nici prieteni, nu... Asta l-a scos din minți, a urmat o serie de înjurături, a fost evacuat cu ajutorul polițistului local, cel care asigură, știu eu, paza la intrarea în primărie, a fost evacuat și acolo s-a terminat. Am înțeles că și-a continuat același mod de comportament undeva în parcarea din fața primăriei, tot pe acolo, cu țipete, cu așa, mă rog, asta nu mai contează. Cert este că într-un final am fost calmat cu ajutorul unor, și eu sigur că și eu sunt om și mi-eșisem un pic din fire. Am fost calmat cu ajutorul unor consilieri locali. Haide, Victor, mă rog, a trecut momentul. Brusc a apărut pe holurile de la etajul 2 din fața sălii de ședință domnul primar Andrei Volosevici. Eu eram cu colegul Bogdan Enache, care este și acum aici alături de noi. L-am informat pe domnul primar în legătură cu incidentul petrecut. Domnul primar, prima replică a fost ceva de genul că nu se consideră niciun fel răspunzător, pentru că ordinea în sala de ședințe este asigurată de către președintele de ședință. I-am spus, domnul primar, vă informez că incidentul a avut loc pe holurile instituției pe care o conduceți. Și de aici ne-am dat într-o lungă filozofie asupra rolului presei într-o comunitate mică și plină de inițiativă, cum este cea ploieșteană. Dumnealui spune la un moment dat că, mă rog, dacă nu îl invit la emisiuni și... Mă rog, a fost un, să spunem, un dialog, spunem, aproape privat, deși era desfășurat în fața, acest dialog a avut loc în fața și, bineînțeles, și cu intervențiile colegului Bogdan Enache, dar domnul primar părea așa și ceva de genul acesta. După aceea mi-am dat seama, de exemplu, mi-am dat seama că n-am fost întrebat, dar cine a provocat incidentul? Nu, asta ar fi fost prima întrebare care ar fi trebuit să mi-o adreseze, de unde m-am gândit că domnul primar știa sau... A trecut în revistă așa pe toți cei care i-a văzut în sală și și-a dat seama că singurul care putea să facă un asemenea tâmpălău nu putea să fie decât domnul Scoruș. După aceea, încă o întrebare
domnul primar spunea că, îmi spunea mie și lui Bogdan, o, bine, atunci dacă sunteți așa de revoltați, o să am grijă ca la toate ședințele să pun lângă voi un polițist local. M-am gândit după aceea, de ce lângă mine? De ce lângă Bogdan Enache? Că până la urmă noi nu am făcut niciodată scandal, n-am deranjat. De ce nu pune lângă domnul Scoruș? Deci nici măcar în, după ce a provocat un asemenea deranj și un asemenea scandal, nu pune un polițist local lângă domnul Scoruș. Mă rog, astea au fost faptele. Mulțumesc încă o dată pentru susținere, pentru solidaritate. Sunt extrem de impresionat. Mulțumesc și celor din zona civică a Ploieștiului și celor din zona politică a Ploieștiului care au protestat și au condamnat vehement acest incident și acest tip de comportament, care pe noi cei care mergem frecvent în primărie a început să nu ne mai mire și aproape că ne-am obișnuit cu astfel de lucruri. Mulțumesc încă o dată. Da, Bogdan, o să te rog pe tine să punctezi nu neapărat doar incidentul, ci atmosfera asta toxică din primăria Ploiești. Este o stare de agresivitate dictată chiar de domnul primar Andrei Volosevici, atât în timpul ședințelor de Consiliu Local, unde tuturor ne-au auzit urechile tot felul de apelative bufonilor, clovnilor, maică, nu ne-a făcut pe toți slugii, a servit și așa mai departe. A ținut chiar conferință de presă împotriva unor titluri și o ai pe, de presă, o ai lângă tine pe Cristina și o să o rog la un moment dat să intervină. Așadar, nu este un protest la adresa lui Scoruș, ci la atmosfera asta toxică și agresivitatea care se întâmplă, din păcate, în primăria Ploiești, tonul dându-l chiar primarul Volosevici. Mă gândeam că nu e frumos să stăm cu spatele, că noi stăm cu spatele la primărie. Dar și primăria stă cu fundul la noi de vreo 3 ani de zile, mă refer apropo de ceea ce promite și nu face. Eu, după ce am aflat despre incidentul 1 și incidentul 2, la care am și participat ulterior, puțin, eu am început, cred că să ridic tonul, ca să nu zic că am țipat, să ridic tonul spunând în toată etajul 2, mă rog, în primărie, că atmosfera a devenit irespirabilă, toxică, fiindcă totuși, fraților, la modul serios, acolo sunt aleșii noștri. Sunt cei 27 de ploieșteni care sunt mai ploieșteni decât noi, teoretic. Că de-aia i-am ales și de-aia aia ne promit din 4-4 ani, inclusiv în viitor apropiat. Votați-ne că vom face bine. Nu că vom face scandal, nu că ședințele de Consiliu Local vor fi un adevărat circ, nu că vor arunca unii în alții cu insulte. Îmi amintesc ce spunea domnul Volosevici în urmă, când a fost investit, că domnilor, suntem 27 de primari. Iată că 28 cu dânsul. Iată că 28 de primari au ajuns bufoni, au ajuns cum au ajuns. Limbajul este unul din punctul de vedere suburban. Ar trebui ca cei 28 să fie niște repere în comunitate. Nu sunt nici de cum. Iar faptul, chiar vorbeam și cu mai mulți colegi, dacă noi, că de aici a pornit, de fapt, toată ideea, dacă noi nu facem nimic, o să ne fie frică să intrăm în primăria Ploiești, la modul serios. O să ne fie frică să mai asistăm la Consiliul Local, la ședințele Consiliului Local, fizic mă refer, că poate cineva care are altă opinie decât a noastră, o să ne zică, ia bă, tu de la observatorule, bă, da, băi, actualitatea așa mai departe. Și atunci, evident, i-am spus și domnului primar, nu se poate, nu se poate. S-a coborât nivelul incredibil de jos. Această agresiune verbală și amenințările la adresa celor doi colegi au fost punctul culminant. Dar domnul primar, alături de ceilalți consilieri, trebuie să zică să se reseteze puțin. Sunt ultimile 3, 4, 5 luni de mandat. Bă, fraților, măcar acum hai să o lăsăm și noi să... Că oricum n-au livrat decât panică în ăștia 3 ani jumate pentru Ploiești. Să nu livreze panică și ceea ce ne privește pe noi, cei care ne la cele și în rândul consilierilor. Asta este atmosfera. Iar mai departe, vă spun, peste 4 luni de zile, iar vor veni la noi și vor spune, vă promitem că... Nu v-a spus niciunul, vă promite că vom face circ, că vom gira oameni care vă agresează. Ne vor spune, vă promite în siguranță pe străzi. Parcă și aud. La cele va fi minunăție, conlucrăm. Da, vrăjeală. Vrăjeală de 2 lei, însă ultimele luni de mandat, măcar și domnul Volosevici, și consilierii PNL, și PSD, și USR, și toți să realizeze, că nu se mai poate. Măcar acum să spele puțin, să spele rușinea. Să spele puțin acolo. Finalul să fie frumos. Doamne, în ultimile 3 luni ne-am înțeles ca frații.
Da, din câte înțeleg, oricum cei de aici suntem atât de speriați încât nu vom mai participa la conferințele de presă ale primarului Andrei Volosevici până când acesta nu se va delimita de ceea ce s-a petrecut acolo și de astfel de personaje toxice. Vreau să mai menționez ceva, e foarte important, că dincolo de entitățile care sunt reprezentate aici, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, filiala Prahova, care reprezintă și 80 de actuali și foști jurnaliști din județ, nume importante, s-a delimitat și a tras un semnal de alarmă printr-un comunicat emis imediat după aceste incidente. Și nu e primul astfel de primul semnal de alarmă, pentru că în urmă cu câteva luni am mai semnalat o manieră de a pune presiune pe presă, și anume prin procese intentate jurnaliștilor. Și pentru că avem aici doi jurnaliști care s-au confruntat cu astfel de procese, aș vrea să le dau lor cuvântul. Este vorba despre Sebastian Ignaț și Cristina Iancu. Da, mulțumesc. Aș discuta mai puțin în legătură cu acest mic incident tranșat de altfel în instanță în favoarea noastră. Doar sublinind o singură nuanță, domnul Andrei Volosevici, persoana fizică, nu ne-a dat în judecată, ne-a dat în judecată UAT Ploiești, adică Primăria Ploiești, cabinet primar Andrei Volosevici, da? Dânsul pe persoană fizică nedorind probabil să-și asume acest demers în instanță, lăsând juriștii primăriei plătiți de altfel cu un salariu provenit din bani publici să se lupte în instanță cu ghilimele de rigoare, desigur, și pierzând totodată acest proces. Nu ne-am întors împotriva acțiunii domnului primar Andrei Volosevici decât în măsura în care am cerut daune de un leu în instanță. Am considerat că demersul domniei sale este unul pornit dintr-o idee greșită, dintr-o relație greșită pe care domnia sa de ani de zile o are cu, nu numai cu mass media, cât și cu angajații din subordine. Cred că interpretează domnia sa puțin greșit această relație, care ar trebui să fie un parteneriat între instituția pe care o conduce și mass media, așa cum fiecare dintre noi considerăm că este și ne facem datoria în acest sens. Aș vrea să mai menționez faptul că ceea ce facem noi aici este și un protest, dar este totodată un apel către normalitate. O normalitate în comportament, o normalitate nu numai față de presă, un comportament normal nu numai față de consilierii locali, ci și față de angajații din Primăria Ploiești. În Primăria Ploiești, așa cum au menționat și mai devreme colegii, există un sentiment permanent de teamă, o teamă distopică, o teamă care nu are nicio legătură cu funcționarea normală, cu relaționarea normală în cadrul unei instituții, o teamă provenită din niște motive pe care, sincer, nu le înțeleg, nu le-am înțeles niciodată, așa cum nu am înțeles nici dușmănia pe care ai putea să o ai față de niște oameni care, la un moment dat, nu sunt de acord cu tine, dar poate și criticându-te, încearcă să te ajute să înțelegi niște lucruri și să devină o relație constructivă, productivă, în interesul comunității. Se pare că domnul primar nu înțelege acest lucru și mi-aș dori tare mult, cu toate că se spune că după 40 de ani nu prea mai înveți nimic, să ajungă la concluzia asta și să redevină partenerul normal, firesc, atât al mass media, cât și al propriilor angajați, cât și al consiliorilor, indiferent de argumente, de contraargumente, de certuri și de situații tensionate care pot apărea în viața administrativă și politică, și în niciun caz și nicio situație să nu tolereze, așa cum a făcut de fapt de această dată, pentru că acest comportament bizar al acestui individ nu se putea produce decât în urma unei, dacă nu încurajări, tolerări tacite, da? A sa. Altfel nu cred că se putea produce. Ar fi multe de spus, dar mai sunt și alți colegi
care sunt convins că vor să adauge câte ceva. Da, spunea Claudius că după acest incident au existat foarte multe reacții, inclusiv din mediul politic. Un singur partid nu a reacționat, deși i-am solicitat inclusiv instituției prefectului Prahova un punct de vedere, dânsul fiind prefectul, fiind și președintele PSD Prahova, PSD. Și o să rog pe Cristina să ne spună de ce crede ea că, mă rog, candidatul Andrei Volosevici este protejat de PSD Prahova într-un incident care până la urmă nu reprezintă un atac asupra presei, ci asupra cetățenilor. Ar trebui să încep intervenția mea cu sunt Cristina Iancu și sunt ziaristul pentru care Andrei Volosevici a organizat o conferință de presă încercând să contrazică un document pe care eu îl publicasem, document existând în primăria Ploiești. Dar s-au petrecut foarte de mult timp acele fapte, era vara anului 2022. Vorbeam despre lipsa de reacție a PSD-ului. Probabil că au fost ocupați cu împărțitul de mărțișoare în ziua respectivă și n-au avut timp să reacționeze, dacă e să o iau așa, Marius. Dar senzația mea este că PSD speră să câștige un nou mandat de primar al Ploieștiului prin Andrei Volosevici și din cauza aceasta nu își pot contrazice propriul candidat. Deși, așa cum susține și colegul meu, Mișu Nicolae, nu cred că Andrei Volosevici va fi vreodată candidatul PSD la primăria Ploiești. Da, vom vedea. O să rog pe Claudiu. El a solicitat poliției Prahova un punct de vedere. Trebuie spus că în urma incidentului atât colegii noștri Harry și Victor au fost, să spunem, chemați pentru a da declarații, iar evident, cred că și domnul Scoruș a fost invitat la sediu pentru a da lămuriri și IPJ Prahova ne-a transmis un document și la insistențele lui Claudiu ne-au spus și care au fost sancțiunile aplicate în acest incident. Claudiu, te rog. Da, s-a vorbit despre amenințare. Mă rog, știm foarte bine că atât permite legea, atât timp cât cei vizați de aceste amenințări nu au depus plângere, nu se autosesizează poliția. Asta e legea. Tot ce a putut face poliția în baza legii a fost să aplice o amendă în cuantum de 200 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Acum, dacă îl întrebăm pe domnul primar, nu s-a tulburat nimic, a fost tot ok. Fie și pentru faptul că poliția a constatat, a validat fapta asta, ar fi trebuit să aibă o poziție publică. Deci asta e tot ce s-a întâmplat. O amendă de 200 de lei, probabil 100 de lei, dacă o plătește în termen. Ce motive avea să nu sancționez? Că s-a vorbit foarte mult. Au luat poziție formațiuni politice, mai puțin PSD, diverse personalități, o bună parte a presei, aș îndrăzni să spun cea mai mare parte a presei din Prahova. De ce PSD nu a reacționat? De ce domnul Volosevici nu are reacție? Este foarte, foarte simplu. Nu ai reacție în varianta 1 în care ești de acord și atunci, dacă omul e de acord, de ce să ne mai stresăm? În varianta în care, din bun simț, acum ce faci? Te iei de tatăl copilului pe care l-ai consilier și mai ești angajat la CSM, care e tot în subordinea municipalității, iar nu merge. Varianta 3, dacă așa e omul, de ce să insistăm? Nu? De ce trebuie o delimitare? În mod normal, tot solicitând delimitarea asta față de asemenea atitudine venită din partea domnului primar, solicitarea este una firească. Să te comporți cu angajații, strigând la ei, amenințându-i, aproape fiecare are dosar penal, concediindu-i ei, mergând în instanță, câștigând, întorcându-se la locurile de muncă, surprinsă, tot ploieștenii plătesc, da? Salarii restante plus altele. Dar odată ce ai genul ăsta de comportament, automat transmiți un mesaj. Oricine poate intra în această clădire să facă ce vrea. Să se ia de cine vrea. Dacă se ia de jurnaliștii care critică, ce să faci, asta e situația, Ploiești arată cum arată, doar nu-ți vrea aplauze pentru asta. Odată ce se întâmplă povestea asta, practic ai validat asemenea gesturi. Și dai semnalul că e ok, puteți să veniți aici și luați și pe ăștia la șuturi, că merită. Nu merită, cum a zis, unii din presă, ceva de gen. Da? Unii din presă, da, nu-și văd de treaba lor sau mai mint în sfârșit. Denaturam adevăr. Deci cam despre asta este vorba. Și atunci, odată validată o practică de genul ăsta, să nu vă mire că se va repeta.
ci nu doar în primărie. Pentru că îi pot urmări pe jurnaliști, dar pe orice cetățean pe stradă, de altfel a și spus omul la un moment dat într-una din amenințări, vă aștept în parcare. Da? Deci se poate întâmpla oricând. Bun, la cum arată Ploieștiul, un astfel de comportament mi se pare din peisajul ăsta, de aici. Da. Ok. Te rog. Aș vrea să fac o precizare, fiindcă noi am discutat pe un grup. Faptul că ne îndreptăm toți, pe bună dreptate, atenția către PSD, e justificat și justificabil, în următorul considerent. Eu mă așteptam, sincer, în seara respectivă, domnul Volosevi să iasă public pe Facebook și cu Victor vorbeam chiar cu spiritul ăsta. Fraților, îmi cer scuze pentru incident și mă asigur traitoare nu va mai exista. Mă așteptam ca domnul Scoruș să iasă, să spună, bă, m-a luat gura pe dinainte, ați dat drumul pe care îl iubesc, la care țin și de asta am zis, nimic, nicio reacție. Și automat, după ce noi am zis, bă, nu se poate, hai să ne solidarizăm, au început alea politice, mesajele și PSD-ul liniște. Și ne întrebăm toți, bă, de ce taci? Te rog? Poți aprecia sinceritatea. Da, bun, da, nu, dar ideea este de ce tași PSD. Păi știi că, bă, că ce? Că e un gest improbabil, la modul foarte serios. Și PSD-ul dacă zice, domne, ești PSD-ule și spune ceva. Că nu e adevărat, că e adevărat, că știi că și presa e, zici ceva. Tăcerea asta... Reacția pe care a avut-o PSD-ul, ți-aduc aminte, este faimoasa postare cu domnul primar împărțind mărțișoare. Nu puteau strica un asemenea eveniment ieșind public. Mărțișorul, da. Ghiocelul, de fapt. Aș vrea să revenim la ideea că incidentul acesta nu a fost unul izolat. Au existat incidente precedente, inclusiv unele în care același personaj a fost protagonist. Și aici sunt de condamnat deopotrivă și consilierii locali, cei care n-au luat atitudine la momentul respectiv. După ce noi am protestat, după ce a existat această reacție extrem de puternică a presei locale, au apărut voci din rândul consilierilor care au mărturisit că și ei s-au simțit terorizați la rândul lor de personajul respectiv. Și să mai semnalăm un lucru, faptul că lipsa de siguranță a devenit o constantă la Ploiești. Nu mai ești în siguranță pe stradă, nu mai ești în siguranță în mijloacele de transport în comun. Iată, acum nu mai ești în siguranță nici măcar în primăria ploieșteană. Victor, voiai să intervii, da. Și apoi am să te rog să le dai microfonul și colegilor Daniel Costache și Alex Călinoiu. Desigur, voiam să spun din punct de vedere personal, dacă acest incident în care am fost eu implicat avea loc, știu eu, pe stradă, în Ploiești. Trăim cu toții în Ploiești, mergem în traficul din Ploieștiul care este administrat de domnul primar Andrei Volosevici, știm cum e, suntem bărbați, suntem crescuți, născuți, poate în Ploiești, știm cum este. Vorbim nici măcar 5 minute despre lipsa de educație și de maniere de care dă dovadă domnul Scoruș. Dar atâta timp cât aceste incidente, cel în care a fost implicat colegul Hari Ștefan, incidentul în care am fost implicat și eu, înjurăturile pe care le-a îndurat Hari, înjurăturile pe care le-am îndurat eu, amenințările la adresa mea, lui Hari, atitudinea extrem de agresivă a domnului Scoruș la adresa Hari, la adresa mea, toate acestea au avut loc în sediul primăriei Ploiești, Aici mi se pare mie că, exact cum au spus și colegii mai devreme, s-a coborât extrem de mult nivelul. Domnul Volosevici vorbea despre normalitate, un cuvânt care l-a folosit Sebi Ignat. Domnul Volosevici a vorbit o campanie întreagă și a construit-o pe acest termen de normalitate. Ei, acum, pe ce cuvânt sau pe ce noțiune o să-și construiască campania electorală? Și bineînțeles, partidul pe care îl susține, dar care nu reacționează, nici măcar atunci când reacționează, tot restul partidelor din acest județ și personalități. Abia aștept campania electorală a domnului Volosevici să văd pe ce noțiune și pe ce principii își va construi campania. Mulțumesc, dau mai departe microfon. Apropo de normalitate, eu cred că asta e normalitatea la Ploiești. De dimineață vedeam că avem un grup pe Facebook, Poliția Civică, unde încercam să semnalăm diverse fapte care se produc în orașul Ploiești și de vreo 3 ani, la început încă mai speram, dar acum am rămas fără ecouri, tocmai din cauza asta, pentru că autoritățile nu mai aud. Nu întâmplător suntem în fața catedralei, mi se pare că în Ploiești ăsta doar Dumnezeu ne mai poate ajuta să mai schimbăm ceva, pentru că noi am semnalat. Eu sun la poliția locală, recunosc, la două săptămâni semnalez tot felul de situații care nu se schimbă. Asta apropo de ce înseamnă normalitatea la Ploiești. Și dacă eu n-aș vrea să folosesc nici numele primarului, nici numele vreunui partid, mi se pare că toți sunt responsabili pentru ceea ce se întâmplă în orașul ăsta, pentru că auzeam de angajați care se supun, dar nu reacționează.
auzeam de consilieri care pleacă capul atunci când aud că s-a supărat primarul. Dacă vă uitați, dragi ploieșteni, pe ședințele înregistrate, veți vedea acele ședințe pustii, acei consilieri care n-au curajul să-l înfrunte pe edil, acel edil care se supără și trântește ușa, acei jurnaliști care sunt certați dacă scriu în vreun fel, n-am văzut, sau poate ați întâlnit mai multe cazuri decât mine, să scrie ceva și să apară un punct de vedere din partea primăriei. Nu, primăria are o comunicare unidirecțională. Totul se întâmplă pe pagina de Facebook, ori a primarului, ori a primăriei. Se postează niște comunicate, dar fără reacție atunci când vedem din partea ploieștenilor vreun comentariu sau vreo sesizare. Avem acea aplicație unde ar trebui să vedem problemele și rezolvate, pentru că am înțeles că sunt ploieșteni care doar trimit și foarte, foarte rar se întâmplă astfel de lucruri. Mă întorc la ce a spus și Victor, dacă se întâmpla pe stradă treaba asta, să ne ierte Dumnezeu, dar poate că atunci o vedeam și noi o amendă mai mare de 200 de lei, nu că am fi văzut vreo schimbare majoră, pentru că sunt ploieșteni care se plâng zilnic din această cauză, inclusiv unul dintre consilieri spunea la un moment dat că după ora 18 sau 20 e cam periculos să mergi prin orașul ăsta. E foarte periculos să mergi și prin primărie la ora aceea, de-aia vedem multe lumini aprinse, probabil noaptea în primărie, că e destul de periculos să stai pe aici. Da. Îmi cer scuze, dacă poți să mă dai, îmi cer scuze că am luat microfonul și promit că n-o, o să fiu foarte scurt. Unu, amenda pe care a primit-o domnul Scoruș certifică faptul că domnul Scoruș a provocat scandal în primărie, deci nimeni nu a mințit, nimeni nu a înflorit, nimeni nu a exagerat, domnul Scoruș a provocat acest scandal, a fost sancționat, Consiliul Local Ploiești ar putea să folosească această amendă ca să îi interzică domnului Scoruș, care a perturbat în repetate rânduri desfășurarea ședințelor de Consiliu Local, să interzică accesul în sala de ședințe. Asta odată. Doi, în punctul de vedere pe care l-a transmis poliția, dacă mi-aduc aminte bine, scrie ceva de genul, toți cei implicați au fost chemați la poliție, au dat declarații și au fost consiliați în legătură cu o comportare civilizată. Ei bine, eu nu. Eu nu am fost consiliat pentru că eu nu am greșit cu nimic. Eu am fost o victimă. Acum, sigur că exagerez, dacă are loc un viol, să spunem, și victima este consiliată de cât de rău și dramatic este violul. Nu vreau să iau în râs lucrurile astea, dar eu nu am fost consiliat. Eu am dat o declarație în care am povestit ce s-a întâmplat. Poate, sper, îmi doresc din tot sufletul ca domnul Scoruș, chiar la vârsta dumnealui, să fi fost consiliat și să înțeleagă ce înseamnă un comportament civilizat. Gata, mulțumesc! Da, o să-l rog pe Alex. El este un obișnuit al ședințelor de Consiliu Local. Cred că ai mai multe prezențe decât mulți consilieri adunați, ca să zic așa. Într-adevăr, cred că teama de domnul primar îi determină pe mulți dintre ei nici măcar să nu mai participe în format fizic la ședințele de Consiliu Local, preferă să intre în mediul online. Și vroiam să te întreb dacă tu ai înțeles care este faza cu domnul primar venind în ședința de Consiliu Local, după care pleacă, se retrage în online, adică în birou alăturat, după care revine ori de câte ori nu-i convine ceva sau vrea să puncteze sau vrea să certe. Care-i faza? Este un obicei cu care noi ne-am obișnuit și cred că și consilierii s-au obișnuit. Vreau să punctez pe un subiect despre care au vorbit și Sebi și Bogdan, cel legat de atitudine. Și iată că are legătură și cu ce mă întrebai, cel legat de atitudinea din partea conducerii primăriei Ploiești. Mi se pare o atitudine ostilă față de foarte multă lume. Asta, eu asta aș considera cuvântul de ordine, ostilitate. Vreau din nou să punctez că nu am de gând să le iau apărarea consilierilor locali, sunt oameni mari, vaccinați, o să urmeze și un dar. Sunt mari, sunt vaccinați, sunt plătiți până la urmă să ne reprezinte, ar putea să o facă și mai bine, dar această atitudine a domnului primar față de consilierii locali reprezintă un instrument care ne dă voie să ne vedem exact cum se raportează conducerea primăriei la toți cei care sunt în afara acelei clădiri, la jurnaliști, la consilieri, la oamenii de rând până la urmă. Este o atitudine ostilă și dintr-o tabără și din cealaltă. Mi se pare că toate taberele caută acum muniție electorală, caută să-i surprindă pe ceilalți, să-i facă să arate ca niște bufoni, ca să folosim un cuvânt foarte apreciat peste drum. Cam asta e și s-a văzut foarte bine, dacă vreți, la acel subiect legat de voucherele electorale. Mi se pare că sunt atât de concentrați, să consumă atât de multă energie să puncteze, să-i facă pe ceilalți să arate prost, încât se uită subiectul de bază, se uită despre ploieșteni, despre a construi, despre tot ce s-a promis în campanie, că vorbea Bogdan.
E un vers superb. De ce alegi să te întreci dacă uiți de ce alergi? Cam asta mi se pare că se întâmplă și cam asta e Ploieștiul acum, în care toate taberele au uitat de ce au intrat, de ce aleargă, au uitat să se mai lupte pentru ploieșteni. Și vreau să dau exemplul voucherelor educaționale, în care a fost atunci un proiect. Știm bine că ani de zile a funcționat un program prin care copiii de la clasa 1 și clasa 0 primeau pachete cu rechizite din partea primăriei. Domnul primar anul trecut a venit cu o propunere să extindă acel proiect pe 2 ani. Consilierii cumva s-au temut că ar putea fi un proiect electoral, mai ales că era doar pe 2 ani axat, și au zis, las că venim noi cu alt proiect și mai bun. Și au făcut, da, a ieșit, iată, mi-e și greu să-mi aleg un cuvânt care să descrie. Cert este că ploieștenii suferă, pentru că suntem mai aproape de finalul anului școlar decât de începutul lui și n-a primit nimeni nimic. Și cam asta este, ăsta era un exemplu, dar cam asta e atitudinea și se vede peste tot prin Ploiești. Este o atitudine ostilă, în care lumea pare să fie uitat de scopul pe care îl are administrația locală. Da, îți mulțumesc, Alex. Ne apropiem ușor-ușor de finalul emisiunii. O să rog pe Mihai Nicolae, unul dintre semnatarii protestului, pe care îl puteți regăsi pe toate instituțiile media reprezentate aici de colegii mei. Semnatar supărat. Semnatar supărat. Semnatar... încordat. Da. Nu știu, am fost prezenți o parte din noi la ultima ședință a Consiliului Local și atunci mi s-a părut că domnul primar a încercat să fie la fel de ostil, după care, să zic așa, i s-a consumat repede bateria. Te rog. Eu am vrut să vin aici pentru că am și eu ceva de spus, domnule. În primul rând, sunt din 1994 jurnalist local, numai local. Cred că Hari este tot la fel din antichitate. Avem câțiva dinozauri pe aici? Niciodată. Primăria n-a fost mai pe persoană fizică cum e acum. Care e problema? Discutăm de un incident care a avut loc în primărie cu un tip recalcitrant. Părerea mea că tipul ăla n-are niciun fel de vină. Noi discutăm despre faptul că tipul ăla este tatăl unui consilier personal al primarului. Da? Este tatăl unui consilier al primarului, consilier personal. Nu este cineva care a venit de pe stradă și era nemulțumit. Nu, este un membru al aparatului primăriei în ultimă instanță prin, cum se cheamă, Alianța. Rubedenie. Bun. Nu era oricine. Doi. Primarul are o listă cu consilieri personali, are mulți consilieri, foarte mulți. Noi am publicat acum un an și ceva o listă cu vreo 20 ceva de nume. Toți ăștia sunt plătiți de noi, dar numele lor sunt secrete, da? Retribuțiile și renumerațiile lor sunt secrete. Am solicitat facerea publică a acestei liste, nu s-a întâmplat nici până în ziua de azi. Iată, acum cu toții încercăm să solicităm primăriei Ploiești să publice pe site acea listă cu foștii și actualii consilieri personali ai primarului. De ce? Pentru că tatăl unui consilier personal face ordine în Consiliul Local. Nașa primarului este city managerul orașului. Soțul nașei primarului, adică nașul primarului, e șeful poliției comunitare. Alți veri fini, afini, neamuri ale primarului sau ale neamurilor primarului dețin funcții în aparatul administrativ al Ploieștiului. Atunci când ai un clan în conducerea unei instituții publice, nu poți să te aștepți ca acea instituție publică să-ți livreze decență, că n-ai cum, mai ales dacă ei sunt și au o educație precară. Motiv pentru care cred că e o chestie de decență ca noi, ca jurnaliști, să facem ceea ce ne-am propus, și anume să-l anunțăm pe domnul primar că din nefericire pentru domnia sa, nu prea merge faza asta cu băgatul capul în nisip până când trece valul, pentru că noi nu o să mai participăm la nicio manifestare, nu doar conferință de presă. Unde e primarul? Cel puțin cei care suntem aici am decis de comun acord, neobligați, să nu mai participăm. Așa că acțiunile primarului o să fie mai puțin reflectate în instituțiile noastre media, nu știu. Probabil că o să-și dorească. Uite, era supărat pe Victor că nu-l invită la emisiuni. Iată, nu o să mai apară la emisiune până când nu spune dacă domnul Scoruș a procedat corect sau nu a procedat corect. E normal, nu e firesc. La fel, cred că nu este o cerere de o cerere imposibilă ca prezența fizică la Consiliul Local să fie
deja un must, o obligație a consilierilor locali și solicităm în sensul ăsta consilierilor locali să elaboreze de urgență o prevedere, să amendeze regulamentul Consiliului Local, astfel încât cei care participă la ședințe online să o facă doar în condiții excepționale. Prezența fizică este și de bun simț, este și un semn de respect față de cel care te-a trimis acolo și atunci tu nu poți să fii atât de lipsit de bun simț încât să participi opțional sau periodic la ședință în timpul unei ședințe. Nu e normal. E drept că, din păcate, sunt foarte multe ședințe extraordinare. Nu contează. Ședințele de Consiliu Local... Da, dar ele se țin la alte ore, lumea e la servicii. Înțelegem. Bun. Dar la ședința lunară, că există o ședință ordinară, măcar la aceea să fie prezenți măcar marea majoritate. Da, deci de ce... Am schimbat microfoanele. Dacă îmi permiți. Deci, fraților, nici la ședința unde s-a discutat bugetul Ploieștiului n-au fost toți pizii. Pe cuvântul tău, ca să nu zic altcuma, pe cuvântul tău și că tot ați invocat voi acum în ultima parte a discuției, partea politică electorală. Vă să întrebăm, domnule, veți veni fizic sau stați în online? Jură pe roșu. Semnează-ne, pe bune că m-am eu săturat. Eu nu cred în jurăminte, cred nici că e mai roșu? Bine să fie amendată... E mai bine să fie amendat, îmbunătățit regulamentul de funcționare al Consiliului Local, în sensul în care să fie prezența obligatorie fizică și doar în cazuri excepționale consilierii sau primarul corect. Să nu participe decât online. Ce ar mai fi? Ce am mai vrea noi? Că noi am vorbit înainte, după cum spuneau colegii, a reușit domnul primar prin atitudinea pe care o are să ne și coalizeze cumva. Și PSD-ul. Că uite, vorbeam și spuneam că nu vrem să politizăm, dar nu poți să nu ignori elefantul din cameră, și anume faptul că din tot mediul public din municipiul Ploiești lipsește o voce când e vorba de opoziție referitoare la caftim sau nu caftim jurnaliștii. Unde ne poziționăm? Suntem pentru bătut jurnaliști sau suntem împotriva bătutului jurnaliștilor? Până acum toată societatea civilă din Ploiești a spus, domnule, nu suntem de acord ca jurnaliștii să fie bătuți. Ei, poate PSD-ul vrea ca jurnaliștii să fie bătuți, e bine să clarifice. La fel este bine să clarifice și domnul primar. Domnule, mie îmi place să am un jurnalist bătut pe zi, doi pe zi sau niciunul. Dar trebuie să o facă, nu merge să stea cu capul între umeri sau un nisip, că n-are cum. Asta, atât am vrut să vă spun, dragi tovarăși. În ceea ce privește, eu aș zice, doar reacția întârziată a Partidului Social Democrat, s-ar putea ca acolo să fie chiar o vie democrație și să fie o amplă dezbatere în această perioadă pe tema suntem pro sau contra. Și vom avea în zilele următoare și o reacție din partea respectivei formațiuni politice. Dar pentru că s-a vorbit despre reproșurile adresate de către primarul Andrei Volosevic lui Victor și altora dintre noi, că nu e invitat la emisiuni, că n-are ocazia să se exprime în public. Trebuie să le spunem celor care se uită la noi că în ziua în care au avut loc incidentele, în seara acelei zile, am organizat o emisiune. Cu câteva ore înainte de emisiune, i-am transmis un mesaj primarului Andrei Volosevic, prin care l-am anunțat care e tema emisiunii și l-am invitat să participe la emisiune, fie prin telefon, fie prin videocall, apropo de prezența online la ședințele de Consiliu Local. A văzut mesajul, dar n-a reacționat în niciun fel. Invitația rămâne deschisă, inclusiv la această dezbatere l-am fi dorit prezent alături de noi, dar n-a fost să fie, poate cu altă ocazie, când își va fi formulat și un punct de vedere în legătură cu incidentele care au avut loc. Victor? Vorbea colegul Mihai Nicolae despre ceea ce își doresc ziariștii locali de la primărie în urma acestui demers. Mai e un lucru extrem de important pe care l-am solicitat în afara prezenței fizice, etc. Am solicitat sancționarea derapajelor, a agresivității și atitudinii cu care ne-am obișnuit în ultimii 3 ani. Vrem normalitatea despre care vorbea domnul Volosevic în campania electorală. Sigur, a vorbit de multe alte lucruri, dacă celelalte nu l-a putut livra către ploieșteni, măcar să încerce normalitatea să o livreze. Mulțumesc! Da, cred că ușor ne apropiem de final. Dacă mai dorește cineva dintre distinșii noștri invitați să mai puncteze ceva, te rog, Alex. Hai să zicem și un lucru foarte bun pentru Ploiești. 2024, Capitala Tineretului din România. E o competiție câștigată de organizațiile de tineret, care o să aducă foarte multe lucruri frumoase. Și nu vreau să minimizez niciun caz din merite, dar mi-ar plăcea să putem vorbi cât mai curând și nu doar despre Ploiești, capitala tineretului, ci și despre Ploiești, capitala respectului, Ploiești, capitala proiectelor, Ploiești, capitala investițiilor,
Ploiești, capitala bunului simț. Chiar mi-aș dori foarte mult să vedem lucrul ăsta și cred că sunt lucruri realizabile care țin de atitudinea aici. Asta vreau să punctez eu. Da. Păi nu știu dacă om, cel puțin în actualul mandat, indiferent de cine a avut majoritatea în Consiliul Local, cât de bine sau nu s-au înțeles primarul cu viceprimarul și așa mai departe, cert este că vedem că acest oraș, din păcate, pentru noi toți cei care locuim aici și ne plătim taxe și impozite locale, Ploieștiul arată rău. Și indiferent cât s-ar strădui domnul primar și executivul primăriei să ne demonstreze că Ploieștiul arată rău din vina noastră, inclusiv a cetățenilor, a presei, este 100% vina celor care ne conduc. Și cred că alegerile din iunie, înțeleg că în iunie vor avea loc alegerile locale, vor aduce o schimbare. O schimbare și, așa cum spunea și Alex, o schimbare ca să instaureze în clădirea din spatele nostru bunul simț. Și administrația nu la firul ierbii, pentru că am văzut cum a ieșit, ci administrația bunului simț și a cetățenilor. Claudius? Marius și dragi colegi, mă gândeam la faptul că, până la urmă, ceea ce s-a întâmplat ar putea fi și un pas înainte, nu? Pe principiul bine știut. Aș vrea să luăm partea bună din tot ceea ce s-a întâmplat, faptul că am reușit să ne solidarizăm într-un gest în premieră și că, dincolo de ceea ce ne diferențiază, poate ne desparte în anumite momente, reușim că atunci când discutăm despre principii importante pentru Breazla noastră, să fim împreună. Și să le spunem celor care se uită la noi, dar mai ales celor care ne conduc într-un fel sau într-altul, cu votul nostru și al celorlalți oameni din oraș, că nimeni nu deține adevărul absolut, nici măcar noi, dar cu siguranță nu ei, că ne îngrijorează oamenii care cred că întotdeauna au ei dreptate, nu cei care vor candida anul acesta, peste 4-5 ani, mai departe, că viața e atât de plină de surprize. Să rețină că doar lucrând împreună și cu noi, cei care reprezentăm fiecare o parte a publicului, doar așa putem construi. De demolat e ușor, de arătat cu degetul la fel. Dar să construiești un lucru teribil de greu și de unul singur de-a dreptul imposibil. În schimb, ceea ce facem unindu-ne forțele poate dăinui mult mai mult. Și aș vrea că asta să fie mesajul de final și un avertisment pentru cei care cred că pot pune pumnul în gura presei, unor la figurat, alteori la propriu, că nu ne sperie presiunile de niciun fel și că noi ne vom face meseria pe care ne-o facem unii de 30 de ani și mai bine. Adică vom încerca să relatăm pentru public ceea ce constatăm. Că unora nu le place ce constatăm, ține doar de ei să schimbe lucrurile în bine. Eu vă mulțumesc tuturor celor prezenți aici și celor de acasă că ne-au urmărit și că o fac în continuare. Rămânem pe bani, așa cum ne stă bine. Și convinși că dincolo de ecran, dincolo de ecranul monitorului sau al televizorului, sunt ploieștenii cei cu care ne întâlnim zi de zi. Pentru că e un oraș așa de mic. Mulțumim tare mult și vă mulțumim și dumneavoastră.